Oameni buni, am un anunț de făcut astăzi. Băi, eu nu pot să le zic, bă. De fapt, oricum scrie în titlu, așa-i? Asta e alarma mea. Doamne, fuciu, ce vrei, mă? Eu zen, mă. Pagina Satana, Oameni buni, a fost eliminată, a fost ștearsă, a fost vulperizată. Nu există vulperizată. Vulperizată, pula. A pulverizat. Asta o să fie prima sâmbătă cu Satana, fără propunerile voastre și ultima, pentru că o să vedeți imediat ce o să fac. Da, deci pagina Satana s-a dus pe pulă, pentru că nu știu de ce, credeți-mă că nu știu. Am intrat într-o zi pe pagină și am vrut să postez ca de obicei ceva status din ala super interesant de-a meu și your page has been unpublished fără niciun motiv, că doar pentru ce pula mea. Oricum, oameni buni, ideea e că bă, Codri, de ce îți poștezi pagina? Da, mă, despre asta vreau să vorbesc, numai tu m-ai întrerupt tot timpul. No, bine, gata, eu nu mai zic nimic. No, bă, deci faza e că no, bine, bă, gata, eu te cred, nu mai zi-mi atunci odată că mă țin să-mi spazi, eu nu mai zic nimic, ori nici. Bă, pagina aia nu mai există. Da, bă. Nu! Ba da, bă. Ba nu! Nu cred, bă, nu se poate așa ceva. A, păi n-a, asta explică multe. Mi-am pus el poză pe pagină și n-am primit niciun like. Bă, nu mai am pagină, gata. Și nici nu cred că mai... Da, taci, bă, că tu nu știi. Tu abar n-ai să fii antreprenor ca mine. Uite, ți-am făcut altă pagină. Dă-le numai link-ul și se rezolvă. Ce, mă, ce altă pagină? Da, bă, o să fie mai mare, o să fie mai bună, dar eu o să fiu admin principal. Tati m-a lăsit pe tine să postez din când în când. Ah, ok. Deci, oameni buni, pagina nouă se numește Codrin Bradia, două puncte Satana. Deci, oameni buni, atât cu videoclipul... Bine, nu s-am făcut Facebook-ule. Deci, oameni buni, aveți link-ul în descriere. Cum o zic și dracu, facem pagina mai mare, mai bună și mai retardată, că se poate. Așa că... Da, taci, mă! Și da, pagina e chiar acum... Intrați, puteți intra deja pe aia, puteți să... Da. Da, și... dacă nu o să pot posta săptămâna viitoare, să știți că din cauza examenului de bacalaureat, care mă durea până la sfârșitul săptămâna viitoare și până când mita mai funcționează. Așa că, oameni buni, ne vedem astăzi pe pagină, desigur, de-abia aștept să vă văd.